prăjiturele cu cacao și cu ricotta. Bună ziua! Astăzi facem prăjiturele cu cacao îmbrăcate în nucă de cocos, în zahăr pudră, cacao și bombonele colorate. Ia uitați! O bunătate! Rețeta este foarte simplă și sunt foarte, foarte bune. Să vedem de ce avem nevoie. Și o să avem nevoie de 300 de grame de ricotta, 50 de grame de miere de albine, 50 de grame de unt, 30 de grame de cacao, cacao amară. O să mai avem nevoie de o linguriță de amidon, o linguriță, 3 grame de praf de copt, 2 grame de bicarbonat de sodiu și esență de rom, o linguriță mică, una, două. Acum fiecare pune după cum îi place de aromată. Și aici o să punem toate ingredientele. O să punem ricotta. O să punem miere de albine. Le punem pe toate. Așa. După ce am pus mierea, acum o să punem amidonul. De copt, bicarbonatul, și amestecăm și apoi o să deschidem focul. Bine. Mestecăm bine. Dăm drum la flacără. Am deschis flacăra și acum amestecăm. Am ținut circa 5 minute de foc. Uitați consistența, vedeți? S-a legat. Am să dau, am să închid. Am să unesc și cacaua. Și am să pun esența de rom. O linguriță, două, trei. Acum fiecare pune după gust. Să punem trei și dacă mai este nevoie, mai punem. Și amestecăm. Bine.
după ce am amestecat bine cu cacao, o să punem untul. O să punem tot untul. Și amestecăm. Amestecăm bine să se topească. Într-un bol de sticlă o să punem compoziția care am făcut-o. Aici. O să punem toată compoziția aici. Și apoi o să dăm la rece. Și o să dăm la rece. Așa. O să luăm câte o linguriță. O să le dăm prin cacao. Apoi o să le dăm și prin bombonele colorate. Ia uitați. Zahăr pudră. Cacao. Și nucă de cocos. Luăm cu lingurița. Punem în mână. Uitați. Facem biluța. Și acum să vedem cum vin prin nucă de cocos. Ia uitați, o punem aici. Prin bombonele. Prin zahăr pudră. Acum prin cacao. Și facem așa până terminăm toată compoziția. Ia uitați, prăjiturele. Și cu bombonele și cu zahăr pudră. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și mi-ați fost alături. Vă pup dulce pe toți și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, o zi frumoasă tuturor. Vă pup dulce. La revedere, pupici. Ne vedem cu următoarea rețetă.